Bună ziua, dragii noștri, vă salutăm din nou la Telemagazin. Așa, vesel, plin de viață, ca să vă umplem și vouă casa de bună dispoziție. Astăzi avem pe cât de multă informație utilă, pe atât de multă informație și distractivă, dar și oferte de nerefuzat. O, dar ce oferte avem astăzi? Stați aproape ca să vedeți despre ce este vorba. Nu ar trebui incluse în playlistul mirilor aflați în ediția de astăzi Telemagazin. Rămâneți aproape! Inspectoratul General de Poliție, atenție, a fost dotat cu 5 radare noi de tip TrueCam 2. Noile dispozitive pot detecta de la o distanță de aproximativ 1200 de metri marca mașinii, numărul de înmatriculare, dacă este cuplată centura de siguranță, wow, și chiar trăsăturile faciale, culoarea ochilor și dacă ai barbă și când ai tuns-o. Extraordinar, și orice coșuleț sau cicatrice. Exact. Ele sunt la fel dotate cu o cameră video mai performantă de calitate HD, ce se focusează automat. Asta va permite evitarea greșelilor ce se făceau anterior, când setările se făceau manual de către polițiști. Radarele TrueCam 2 au fost lansate la începutul anului 2019 și sunt cele mai moderne dispozitive de acest fel de pe piață. Datorită sistemului antibruiaj, acestea nu pot fi detectate. Asta a fost noutate pentru mine. Peste 40 de polițiști au fost instruiți cum să utilizeze noile radare pistol de către un specialist din România. De la începutul anului, oamenii legii au documentat în întreaga țară peste 100.000 de cazuri de depășire a vitezei regulamentare și știți voi cât de multe accidente au avut loc din cauza depășirii severe a vitezei regulamentare. Despre acest tip de radar, cum funcționează, care sunt avantajele lui pentru securitatea circulației rutiere, dar și pentru inspectori, vorbim cu domnul Pavel Apostol, șef secție evidență și analiză accidente rutiere a Inspectoratului Național de Patrulare. Domnule Apostol, bună ziua! Pavel, bun salut! Bună ziua și bine v-am găsit! Așa arată radarul. Sincer, eu să spun, repede, l-am văzut, cred că cu vreo 3 săptămâni înainte, probabil, nu știu, se testau ce se făceau, l-am văzut pe un inspector care era cu radar română și prima ce m-am gândit, uite că revenim înapoi la epoca radarelor de mână, dar de fapt noi evoluăm. Asta este, sunt cele mai performante din această categorie de utilaj tehnic care detectează viteza de deplasare. Pavel, uite, o întrebare așa, hai să zicem socială, de ce? Noi avem o mulțime de camere care supraveghează limitele de viteză în oraș. Noi avem polițiști care și așa patrulează străzile. E atât de gravă situația în țara noastră încât e nevoie să revenim din nou la radarele de mână și să impunem un control mai riguros? Cu siguranță. Anterior ați spus și dumneavoastră că doar de la începutul anului până la ziua de azi au fost peste 100.000 de procese verbale întocmite pentru viteză de deplasare. Asta doar procese întocmite? Procese verbale întocmite, nu acele care sunt și fixate. Cu ele, cu siguranță, sunt mult mai multe. Pe de altă parte, statistica ne arată că cele mai multe accidente rutiere se produc din cauza vitezei de deplasare, depășirea vitezei de deplasare sau neadaptarea acesteia la condiții rutiere. Și în această situație, pe lângă acele activități de informare și sensibilizare pe care noi le desfășurăm, da? Cum ne-am deprins, noi să numim, arătăm din deget la șofer că nu trebuie să mergi repede, se impune necesitatea organizării anumitor activități deja de depistare și de documentare a conducătorilor auto ce depășesc limita de viteză. Mai mult ca atât, că aceste radare noi au anumite posibilități
foarte și foarte bune, permit să activăm cu aceste radare pe timp de noapte, respectiv acei vitezomani care preferă să deplaseze cu viteză excesive de pe străzile din municipiul Chișinău sau din alt oraș, cu siguranță și foarte ușor sunt detectați, sunt documentați. Respectiv, viteza de la care noi putem să fixăm încălcarea, iarăși este destul de mare, la Trucam 1 era până la 1000 de metri, la Trucam 2 deja vedeți că 2000 de metri. Deci alte... de la Trucam 2, practic, prinde șoferul de la 2000 de metri. 1200 de metri. Trucam 1, 1000 de metri, 1200, 1500, dar cel mai bine, cel mai bun rezultat este fixat la 1200 de metri. 1200 de metri înseamnă că de la Ciuflea tu îl vezi de la începutul viaductului. Practic, și deja dacă ești pregătit să-l dacă să-l nu apar alte careva impedimente în trafic, da. Are probleme cu vizibilitatea, gen ceață, absolut nori, deloc. Ploaie? Are un filtru anumit care se fixează. Care permit... dacă mă scuze, dacă permite să arătăm și la cameră cum arată. Dumneavoastră comentați, eu am să-l țin așa ca să da. Se vadă la are cameră. Are un dispozitiv suplimentar care se fixează din partea dreaptă de la dumneavoastră, se vede, care permite să activăm pe timp de noapte, pe timp de ceață, pozele, dar el le fixează la bun început, se fixează video și doar ulterior se face fixarea pozei. Sunt de o calitate extraordinară, n-am avut nici într-un caz să pierdem proces verbal deja întocmit din cauza vitezei de plasare în instanța de judecată. Pavel, până la urmă, ele sunt destinate în principal pentru a fi utilizate unde? Pe porțiunile, pe trasee sau în capitală, unde? Ei pot fi aplicați atât în urbă, în oraș, da, pe străzile din municipii din oraș, cât și pe trasee. Nu este absolut nicio restricție, ba mai mult suplimentar, poate și să nu fie operator la acest radar, el se instalează pe un tripied, se fixează și respectiv lucrează în un regim automatizat, fixează în viteză de încălcare și în perspectivă ar putea fi conectat cu baza noastră de dati, respectiv acele încălcări fixate deja să plece pe un server și ulterior să fie inițiată procedura de documentare, așa cum activează la noi automobile capcană. Eu am să fiu, cred că șoferul ăsta rău și o să întreb, o să se întâmple așa că o să revenim la ideea că mașinile vor fi ascunse în tufiș și radarul nu o să fie absolut vizibil? Sau nu o să fie informați șoferii că urmează un control radar? E foarte bună întrebare, dar noi vorbim de acele activități proactive, da? De preîntâmpinarea șoferilor, fiindcă nici noi nu urmărim scop ca să întocmim cât mai multe procese verbale pentru cauza vitezei de deplasare, ca să fie achitate cât mai mulți amenzi. Nu este acesta. Scopul nostru principal este să reducem numărul accidentelor rutiere. Și atunci apare întrebarea ferească. Dacă odată ce persoana cunoaște că sunt prevederi legale care sancționează depășirea limitei vitezei de deplasare, de ce admite acest lucru? Cu siguranță că nu ne vom ascunde în tufoare, dar aici nici nu putem să discutăm despre unitatea de transport a poliției, fiindcă noi avem nevoie de operator, de o persoană îmbrăcată, de un polițist îmbrăcat, care va lucra cu acest dispozitiv. Ulterior, persoana va fi stopată și documentată. Practica internațională, în general, nu vede absolut nicio problemă, ce-ți spuneți dumneavoastră, acele automobile ascunse în tufar. Spre exemplu, în Germania, în general, mașinile nu sunt inscripționate, și dar omul vede, apare inscripția aceea stop poliției și este trat pe dreapta și documentat pentru o anumită încălcare. Colegii noștri din România activează cu aceste radare în general de pe poduri și respectiv traseul, da, care este monitorizat, nici prin cap să-ți dea că polițistul se află undeva sus, deasupra pe pod și fixează încălcare. Aceste momente nu trebuie să deranjeze absolut pe niciun conducător auto, atâta timp cât el se deplasează cu viteza reglementară. Absolut niciun deranj nu va avea el în această situație. Am înțeles, în culise ne-ați povestit câte ceva despre el și vreau să întreb și public despre asta. Am înțeles că se va lupta în așa fel și cu corupția, cu aceste radare, pentru că, din câte am înțeles, dar să ne povestiți detalii, nu se poate șterge datele din acest radar. Fiecare inspector, operator care lucrează cu acest dispozitiv, urmează să logheze cu ID-ul lui personal, respectiv toate încălcările care au fost fixate de acest inspector sunt atașate la istoria lui, da? La numărul încălcărilor care el a constatat. Nu poate fi șters sau dacă se șterge, rămâne urmă încălcarea din acest dispozitiv de măsurare a vitezei. Deci, de această dată, chiar nu există nicio cale de întoarcere. Automat ce a fost șters, respectiv apare întrebarea, fiindcă la predarea acestui radar este verificată istoria, consecutivitatea, da, istorie. Și dacă este, se constată că este o încălcare, respectiv asta poate să verifice oricine din organele, din structurile de stat care verifică activitatea poliției. Asta este. Pavel, o altă întrebare care vehiculează prin mediul rețelelor de socializare. Lumea zice că polițiștii tind să întocmească cât mai multe procese verbale pentru că au procent din acele amenzi. De mult deja nu avem procent din amenzile
aplicate. Activăm doar ca să preîntâmpinăm producerea accidentelor rutiere din cauza vitezei de deplasare, fiindcă într-adevăr ele sunt multe, consecințele acestora sunt destul de grave și încă o dată mă repet, atâta timp cât nu veți încălca viteza de deplasare, nu veți avea de-a face cu noi. Așadar, cu radarul... Nici nu ne veți observa pe traseu. Corect. Și bun, până la urmă mai sunt filtre din astea la care șoferii sunt stopați pentru o verificare, așa, este o verificare de rutină, cu siguranță și iarăși, dacă nu aveți absolut nicio încălcare, exact, 10-20 de secunde, vă deplasați mai departe. Pavel, eu o să adresez și încă câteva întrebări, pentru că ultimele câteva weekenduri traseele din Chișinău, de fapt străzile din Chișinău, au fost împânzite de mașini de poliție și lumea foarte stresată. Eu îi văd la volan cum ei merg cu viteză excesivă sau încalcă și văd mașina de poliție, frânează brusc și brusc, merg da. Regulamentar. Au fost câteva, de fapt au fost câteva, nu știu cum să le zic, filtre, da. În ce au constat? Pentru ca oamenii să știe și să fie conștienți ce îi așteaptă. Într-adevăr, în weekend au fost organizate mai multe activități polițienești de depistare și documentare a conducătorilor auto ce încalcă prevederile regulamentului circulației rutiere. În municipiul Chișinău, în special, ne-am axat pe documentarea vitezomanilor, acelor șoferi care depășesc limita viteză, anume cu utilizarea acestui echipament. Pa mai mult, a fost verificat și starea tehnică a unității de transport, modificarea tobelor de eșapament, modificarea sau preschimbarea motorului la o anumită unitate de transport, astfel încât să fie garantat acel grad de securitate în trafic. Așa. Niște activități mai specifice deja au fost organizate în alte zone, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, gen depistarea conducătorului auto în stare de ebrietate, iarăși anumite filtre de verificare a celor încălcări, dacă sunt, care au fost constatate prin camerele de monitorizare și multe, multe alte activități polițienești. Și eu mă disperă chestia asta cu tobele de eșapament. Da, este o chestie disperantă. Foarte multe și foarte mare gălăgie. Iată de ce și am atras atenția la acest moment în weekend. Și încă o întrebare, ultima întrebare. Suntem în plin proces anului de studii și vedem în fiecare dimineață, înainte de începutul orelor de școală, polițiștii care stau la trecerile de pietoni. Ajută copiii să traverseze, îi învață cum să traverseze corect sau pur și simplu... Mai bine să numim asta, le readuc aminte. Uh-huh. Fiindcă această pauză care s-a datorat și a pandemiei, dar și acea vacanță da, care a fost la noi în perioada verii, mă rog, totuși copiii cu siguranță nu se gândeau la cum va ajunge în securitate la școală, cum va traversa partea carosabilă. Respectiv, prima perioadă de timp, luna septembrie, luna octombrie, încercăm să ne aflăm în preajma instituțiilor de învățământ ca să asigurăm acel grad de securitate. Pe de altă parte, trebuie să vorbim și despre șoferii care nu acordă prioritate pietonilor și iarăși un trafic. Noi am avut perioada verii și respectiv începând cu 1 septembrie numărul unităților de transport s-a majorat considerabil. Iată de ce noi trebuie să ne aflăm în preajma instituțiilor de învățământ și să garantăm securitatea copiilor noștri. Siguranța în trafic înseamnă viață. Eu mă scuzați, mai am o întrebare și știu că mai avem încă puțin timp pentru ca să ne răspundeți. A parvenit o întrebare din regie despre cum trebuie să ne comportăm atunci când suntem stopați. Pentru că foarte multă lume încă nu știe sigur ce trebuie să facă atunci când este stopat de un agent de patrulare. Trebuie să rămânem în mașină, trebuie să ne decuplăm, trebuie să dăm muzica mai încet, trebuie să ieșim din mașină. În general, această întrebare n-ar trebui să apară atâta timp cât persoana posedă permis de conducere. Fiindcă toate aceste prevederi le regăsiți în regulamentul circulației exact. Rutiere și respectiv în cadrul orelor de pregătire ca să obțineți carnetul de șofada, acel permis de conducere, vă este adus la cunoștință ce trebuie să faceți, cum trebuie să faceți, cum trebuie să vă comportați. Rămâneți în unitatea de transport, dacă e timp de noapte, conectați lumina, respectați indicațiile agentului de patrulare, el o să apar foarte multe cerți în momentul în care, dar este necesar să-i mând permisul de conducere pentru verificare sau poți să arăți la distanță. Iarăși regulamentul circulației rutiere scrie că trebuie să înmânați pentru verificare, trebuie să înmânați anumite categorii de acte, aceeași revizia tehnică, aceeași asigurare și multe, multe alte. Dacă duceți careva încărcătură, actele pe încărcătură și așa mai departe. Exact. Și nu vă certați cu polițiștii că ei ne vor doar binele. Ei sunt acolo pentru ordine publică, pentru a ne asigura nouă viață mai liniștită. Așa este. Domnule Apostol, vă înmân înapoi acest radar. Care costă mai mult decât viața mea. Alături de noi a fost domnul Pavel Apostol. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență și pentru că ne-ați adus lumina asupra tuturor procedurilor legate de aceste radare de tip nou, așa că nimeni nu mai scapă basma curată. Dar cine nu încalcă, nu este frică nici să fie stopat de poliție, nici să treacă prin radar și nici prin orice filtru.
Așa este. Pavel Apostol, șef secție evidență și analize accidente rutiere, Inspectoratul Național de Patrulare a fost alături de noi. Iar noi continuăm. La școală, pe trotinete electrice. Pe străzile capitalei putem observa tot mai mulți școlari cu acest mijloc de transport, care a devenit un trend printre adolescenți, dar și persoane adulte. Ele nu doar că sunt eco, dar vă scapă și de timpul pierdut în ambuteiaje, în drumul spre școală sau serviciu. Cât de accesibile sunt, însă aflăm din subiect. Transportul electric personal a devenit un prieten de nădejde pentru părinții care se grăbesc la serviciu, dar mai ales pentru școlarii care sunt nevoiți să ducă în spate ghiozdane grele. Mai mult, mersul pe trotinetă este sigur și foarte ușor de învățat. Nu trebuie decât să urcați pe ea și să accelerați pentru a controla viteza. Trotinetele electrice, ele sunt foarte la îndemâna părinților, deoarece ele merg cu maxim 9 km la oră și rezistă până la 15 km bateria, așa că și-a luat rucsacul în spate, s-a urcat pe trotinetă. Dacă drumul este în siguranță, părintele poate să-și lase copilul să meargă singur. Deja începând cu 11-12 ani, avem versiunea mai mare, care rezistă până la 20 de km și are o viteză de 15 km pe oră. Trotinetele electrice oferă o mulțime de avantaje, unul dintre ele fiind evitarea traficului aglomerat. Acestea mai sunt și o alternativă excelentă de a economisi bani și combustibil. Un accesoriu obligatoriu pentru conducătorii unor asemenea mijloace de transport este casca de protecție. Neapărat când vine vorba despre trotinete, părinții trebuie să opteze și pentru siguranță. Avem căști pentru orice vârstă, pentru orice tip de cap, astfel încât trotineta se vinde împreună cu protecția. Atunci când optați pentru o trotinetă sau un hoverboard, este foarte important să le echipați cu sisteme de iluminare. Hoverboard-urile sunt de asemenea super populare, doar că ele sunt mai mult pentru distracție și mai mult pentru vară, dar vedem și copiii care se duc pe ele la școală. Asta de obicei se întâmplă în momentul în care școala este aproape, pentru că și bateria este mai mică, dar în schimb spațiul de depozitare este mult mai mic pentru hoverboard-uri decât pentru trotinete. O alternativă pentru elevii claselor liceale sau studenți sunt scuterele electrice. Totuși, prețul ar putea fi un impediment. Dacă pentru o trotinetă va trebui să plătiți de la 2.000 până la 6.000 de lei, atunci un scuter costă aproximativ 20.000 de lei. Aeroportul din Helsinki folosește câini pentru a depista persoanele infectate cu noul coronavirus. Inițiatorii proiectului pilot spun că aceasta este o metodă ieftină, rapidă și cu acuratețe apropiată de 100% pentru descoperirea virusului. Un câine este capabil să simtă prezența coronavirusului în mai puțin de 10 secunde, iar întregul proces de testare durează mai puțin de un minut. După ce își ridică bagajele, pasagerii sunt rugați să meargă într-o cabină, unde își tamponează gâtul cu un șervețel steril. În alta, recipientul care conține șervețelul este mirosit de câine, care indică prezența virusului în diverse moduri. Se așează sau latră. Dacă o persoană este suspectată de infectare cu noul coronavirus, aceasta este testată și prin metoda tradițională. Câinii erau folosiți anterior pentru a detecta boli precum cancerul sau diabetul. Cercetătorii nu înțeleg exact modul în care patrupezilor le reușește performanța, dar un studiu francez arată că transpirația oamenilor bolnavi de COVID-19 are miros diferit de cea a persoanelor care nu au această boală. Ce bine ar fi să avem și noi astfel de filtre prin diferite instituții, nu? Filtre drăgălașe și foarte utile. Da, exact. Personalitatea șoferului o poți cunoaște după mașina pe care acesta o conduce. Dar pentru că în prezent cu un vehicul luxos sau unul retro nu mai poți face furori în trafic, mulți automobiliști își pictează mașinile. Serviciul nu este deloc ieftin, iar specialiștii care ar putea face o operă de artă, chiar și dintr-o bucată de fier, sunt extrem de puțini. În Chișinău, de exemplu, a mai rămas doar un singur meșter care poate mânui cu dibăcie aerograful. Noi l-am descusut de toate secretele acestei meserii, așa că urmăriți cu atenție reportajul. Pe
Pentru Andrei Culcea, automobilul nu e doar un mijloc de transport, dar o pânză de fier pe care poate crea picturi inedite. Dar în loc de pensulă, el mânuiește aerograful, un instrument special cu care se pulverizează culorile lichide. Ani buni a învățat specificul meseriei în mai multe orașe din Rusia, dar a revenit acasă pentru a da culoare mașinilor de aici. Моя первая машина, короче, это был Volkswagen Jetta моего года рождения, наверное, вот. И двух волков. На данный момент ко мне люди прилетают с Ирландии, с Германии на обучение. Вот, то есть этому можно обучиться, потому что аэрография больше относится не к искусству, а к технике скорее. A picta pe o mașină e mai greu decât pe orice altă suprafață, consideră meșterul. Căci aici nu ai dreptul să trasezi greșit o linie sau să alegi o culoare nepotrivită. Motiv pentru care meșterul a investit mii de dolari în instrumentele sale de lucru. То есть сам инструмент по себе очень дорогой. Одна иголка на него стоит от 50 долларов и выше. Бывают такие линии, которые мне нужно нанести с одного раза. Я иногда забываю дышать в процессе работы. De câteva săptămâni Andrei muncește de zori în atelierul său pentru a transforma o mașină fără individualitate într-o adevărată fiară pe patru roți. Aparent, ați putea crede că mă aflu într-un automobil absolut obișnuit care nu se deosebește cu nimic față de celelalte, dar aparențele înșală. Acest automobil este o vedetă în trafic și totul datorită acestei pantere. Fiara a fost pictată timp de o săptămână și a transformat automobilul într-o bijuterie pe patru roți. Totuși, această pictură nu se potrivește oricărui automobil. Я долго как бы думал, что же сделать с этой машиной, на что она похожа. То есть каждая машина, она похожа на какое-то животное, там, на какого-то робота. Bărbatul spune că majoritatea moldovenilor sunt conservatori și nu riscă să-și imprime pe automobil o scenă din film sau imaginea idolului, cum o fac șoferii din alte țări. Totuși, automobiliștii care se decid să dea o nouă viață mașinii au câteva preferințe comune. Moldovanii, в основном, выбирают, короче, животных. Вот, в основном, они там рисуют кошек, собак, как бы, своих питомцев. Să ai un automobil pictat este un adevărat lux, căci serviciul nu este deloc ieftin. Prețul începe de la 300 de euro și poate depăși chiar și câteva mii, asta în funcție de dimensiunea picturii pe care doriți să o imprimați pe mașină. Cei care au animale de companie știu foarte bine cât de entuziasmați sunt aceștia când urmează să primească mâncarea. Dar un cățel a devenit popular pe Twitter după ce proprietarul său i-a arătat dansul de întâlnire a mâncării. Cățelul de rasa Golden Retriever se numește Baker. Acesta dansează de fiecare dată când stăpânul se apropie cu bolul de mâncare. Parcă e și distracția mai mare să hrănești cățelul. Da? Mai cu poftă îi aduci mâncare. Exact. Zicala se împacă precum câinele cu pisica, adică rău de tot. Nu este valabilă pentru patru pezii pe care vi vom prezenta în continuare. Samson, un câine în vârstă de 3 ani, și Cleo, o pisicuță de jumătate de an din New York, sunt de nedespărțit. Imaginile cu cei doi asortați cu eșarfe identice de către stăpâna lor au devenit virale. Vă invităm să îi vedeți și voi. Leia, stăpâna celor doi, povestește că a decis să ia lui Samson o pisică după ce a observat reacția de încântare a cățelului său, care anul trecut a văzut pentru prima dată o felină. Imediat, cei doi au devenit foarte buni prieteni. Se joacă, mănâncă și chiar dorm împreună. Mai mult, animalele și stăpâna călătoresc foarte mult, iar asta se poate vedea și în videourile postate de Lia. După plimbările îndelungate, însă obosită, Cleo urcă pe spatele prietenului său, care o duce cu plăcere. Uite ce frumos! Dar ce amuzant! Uite, s-a lipit de spatele lui. Și iarăși se vede că câinii totuși sunt mai grijulii ca pisicele. Bine, pisica nu poate că era un câine în spate. Da, nu știu, se facă de mâncare. Dar să știi că pisicile au foarte mare grijă de câinii cu care sunt prieteni, pentru că le curăță urechile. Da, să știi că au grijă de ei. Așa e. N-am mai văzut. Bine, nu nebănuite sunt căile prieteniei între animale. Exact. Noi luăm o scurtă pauză și revenim.